A mai trecut un an, iar stadionul din Târgu Jiu a rămas închis. Cum activitățile sportive au fost fără public, echipele nu s-au îngrămădit să închirieze baza. Cei care au încheiat contract cu municipalitatea au plătit strict cât s-a folosit, astfel încât la final, când s-a tras linie, municipalitatea este pe pierdere. Nu, sumele nu sunt acoperitoare pentru cheltuielile pe care noi le avem cu stadionul. Am beneficiat și avem un mare avantaj că cele două ierni, din momentul în care a fost recepționat stadionul, cel puțin iarna trecută a fost o iarnă ușoară, cu costuri semnificativ reduse pentru întreținerea stadionului, am recuperat în această vară sume modice, pentru că pentru întreține nu cred că acoperă nici măcar 20% din întreținerea cu stadionul. După o licitație ratată și mai multe amânări, primăria susține că închirierea spațiilor comerciale din incinta stadionului este singura sursă financiară. Perioada de primăvară consider că ar trebui ca lucrurile să intre cât de cât în normalitate, să scoatem toate aceste spații la licitație, mai puțin spațiile administrative din spate, care se pare că nu sunt tocmai interesante pentru oamenii de afaceri, dar spațiile din față și hotelul le vom scoate la licitație pentru cei care sunt interesați. Primarul se așteaptă ca prețurile pe chirie să scadă, însă, conform evaluărilor pieței, primăria nu-și permite să micșoreze tarifele.